Haide, atentă. Un salt înainte, ușoară ezitare la aterizare. O săritură cuib. Foarte greu de executat. Da, este foarte greu pentru gimnaste să-și dea capul pe spate și pentru o fracțiune de secundă să nu mai aibă contactul vizual cu bârna. O Danilova înainte legată cu un flick salt înapoi. Legare care îi va aduce bonificație de 20, un cloș. Oh, ah, ce păcat! A executat un cloș cu un salt înainte cu plecare de pe un picior și din cauza acestei ratări a pierdut și bonusul pentru legarea acestor două elemente. O săritură cloș cu întoarcere 180 de valoare D. Acest salt lateral are aceeași valoare ca și acea săritură artistică care ați văzut-o puțin mai devreme. Este foarte important de știut. La bârnă și sol, valoarea de dificultate a exercițiului se dă calculând patru elemente acrobatice, trei artistice minim, se pot calcula mai multe elemente artistice, plus coborâre. Cerasela are o coborâre mai deosebită. Un salt Auerbach, un salt de pe un picior, cu plecare spre înainte, dar răsturnare înapoi, de valoare ce? Valoroasă, 30.